Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Partidului Social Democrat. Agenda politică a noastră a Partidului Social Democrat, urmarea vizitei pe care am făcut-o și a invitației domnului secretar general Paul Stănescu la București, a fost că săptămâna viitoare vom avea un Consiliu Politic Național unde se va stabili agenda alegerilor de la Călăraș. Nu va fi numai Călăraș în această situație, sunt toate organizațiile care au avut, să spunem, rezultate și au avut schimbări majore în organizație. Una din organizațiile care a avut schimbări majore, care a câștigat alegerile și are președintele Consiliului Județean Primar de Municipiu și, de ce să nu spunem, cel mai bun scor electoral obținut în 2020, suntem noi, organizația Călăraș. Vom merge în județ, vom face alegeri de jos în sus, în fiecare organizație, organizația de tineret, organizația de vârsta a treia și de seniori și organizația de femei. După care se vor alege și la nivel județean. Va fi depunerea dosarelor pe un calendar pe care îl voi primi. Astăzi eu sunt unul din cei care mă scriu în competiția pentru președintele organizației județene, urmând ca și ceilalți care vor dori să se înscrie în competiție, o să aibă un termen să-i depună dosarele. Aș vrea să spun că săptămâna aceasta am fost la București de mai multe ori pentru dezvoltarea județului. E vorba de programul Angel Savigny, da? Programul Național de Investiții, unde suntem în discuții ca să putem să alocăm pe fiecare județ minim un proiect, da? Care să depășească cel puțin 2 milioane de euro. Încercăm să facem aceste lucruri în localități și vreau să vă spun că sunt cele vizate de Programul Național de Investiții, cele care au apă și canal. Noi, la ora actuală, în mediul rural, stăm nu foarte bine, la nivel național, și aici programul Ministrului Dezvoltării este să implementeze cât mai multe proiecte de apă și de canal. Și noi, la Călăraș, aproape toate proiectele de apă și canal vor fi finanțate. Și următorul punct pe ordinea de zi de astăzi, vreau să vă spun că am hotărât ca începând de astăzi, domnul Cristi Mihai Bogdan, fost manager al Spitalului Județean Călăraș, să fie administrator public al județului Călăraș. Datorită activității domniei sale, în cadrul spitalului, vreau ca să îi dau în subordine cele trei spitale ale județului Călăraș, Spitalul Județean Călăraș, Spitalul TVC și Spitalul de Psihiatrie Săpunari. Până acum știți, eu le-am coordonat cele trei spitale, fiind eu ca președinte în deciziile importante ale celor trei spitale, dar cu venirea domnului Cristi Mihai Bogdan în funcția de administrator public, aceste spitale vor fi cu coordonarea domniei sale și vreau să vă spun că de la planul de a schimba fața spitalelor, de la planul de a venit cu proiecte de dezvoltare în fiecare spital, exact ce s-a întâmplat și la Spitalul Județean Călăraș, să încercăm să le punem în normalitate și să le facem vizibile că suntem acei prestatori de servicii medicale pentru populația județului Călăraș și nu numai pentru populația județului Călăraș, că și Săpunariu și TBC-ul au pacienți din Iaurița. Cred că pentru a se prezenta și pentru a spune programul, să spunem, și agenda politică, la ce înseamnă administrator public al județului, îi dau cuvântul domnului Cristi Mihai Bogdan. Activitatea mea, cred că o cunoașteți, chiar dacă unii consideră că transparența câteodată deranjează, cert este că nu deranjează. Și ceea ce s-a întâmplat în toată perioada în care am manageriat Spitalul Județean de Urgență Călăraș, vom extinde la nivelul celorlalte două unități sanitare. Vom aduce același suflu pe care l-ați văzut și poate câteodată nu l-a cuantificat nimeni ca și efort și ca și consum de energie. Același lucru cu certitudine va apărea și din rândul celorlalte două unități sanitare. Ca o concluzie a activității derulate la Spitalul Județean de Urgență, eu consider că fiecare om care la un moment dat ocupă o funcție ar trebui ca atunci când se termină acel mandat, pentru că este și normal să se termine, să poată să cuantifice ceva. În termeni simpli, vă pot spune doar atât.
când am venit, am adus 40 de medici, aproximativ 41-42, au fost 4-5 plecări, 6, dar în final, totalul a rămas cu 30 ceva de medici. Pot să vă spun că am implementat niște politici de comunicare și de transparență, cum n-au mai fost, desigur, care sunt în continuare perfectibile. Contractul cu Casa de Sănătate a fost multiplicat de la an la an cu aproximativ 1 milion de euro pe an și am deschis zone la care nici nu ne-am fi gândit. Urma să știți, la care oraș se operează coloană și vrem să ducem că și către alte zone, chiar la un moment dat discutam pe o zonă pe care de unde în continuare suntem deficitare. Linii sintetice, cam astea sunt cifrele mele. Bune sau rele, dumneavoastră sunteți cei care le puteți aprecia pentru o comparație cu prezentul, dar cel mai bine ar fi și cu viitorul aici. Împreună cu domnul președinte am stabilit o strategie clară ce înseamnă celelalte două unități sanitare și vă pot spune că în prima etapă, spitalul PPC, vom încerca să dotăm cu un stocator de oxigen, pentru că am văzut ce înseamnă acest lucru pentru situația de criză, că n-am avut și noi, ca spitalul de Sanctuarez, am preluat tot ce trebuia să practică, într-o dată să trateze și TPC-ul. Și etapa cea mai mare care creează spitalul de psihiatrie va fi provocarea legată de construcția unei noi clădiri, practic. Aici avem și discuții legate de actualizarea proiectului și ulterior să vedem ce posibilități de finanțare identificăm și în ce zonă. Aș putea vorbi foarte mult, dar desigur nu e cazul acum. Astea sunt elementele de anumitate. Cine avea de interimar? Pare că nu e cineva din cadrul din interiorul spitalului, un membru al echipei cu care am manageriat spitalul. Cine?